Dragi oameni ai lui Dumnezeu, aceasta este una dintre zilele vieții noastre pe care am ales să o petrecem aici, în prima parte, să fim alături de Adi și de Monica, de serviciul lor de nuntă, de căsătorie și să simțim bucuria lor. Adi, ca oricare alt băiat, ai avut multe opțiuni. Monica este absolut în aceeași situație și ai ales ca din ea, din Monica, să faci cea mai importantă persoană pentru tine. Monica, și tu ai avut multe opțiuni și l-ai ales pe Adi și începând de astăzi îi vedea importanță de soț. Ați ales ziua aceasta, care este absolut o zi obișnuită, să faceți din ea o zi importantă. Niciodată nu veți uita 22 septembrie. Acestea sunt rezultate alegerilor voastre. V-ați ales unul pe altul și ați ales ziua aceasta să vă căsătoriți. N-ați ales ziua de naștere, dar ați ales ziua de nuntă. Sunteți astăzi înaintea lui Dumnezeu și noi toți ne bucurăm de voi. Acesta este motivul pentru care vă însoțim în prima zi a căsătoriei voastre. Îl cunosc pe Adi dinainte să mă mut în America. El împreună cu Dan Gruia, și alți câțiva băieți și fete aveau un grup muzical în România și i-am chemat să vină la Giurgiu să cânte. Au venit de mai multe ori și i-am remarcat atunci ca pe niște copii cu minți, deși erau tineri, și inimile noastre s-au legat. Am avut o oarecare intensitate a colaborării în România și m-am bucurat când l-am revăzut pe Adi aici. Personal, cred că este un băiat foarte liniștit, modest, foarte serios, și ceea ce sclipește la el este integritatea, caracterul. Cred că mari oameni ai lui Dumnezeu au excelat în integritate. De aceea o felicit pe Monica și alături de dumneavoastră și eu cred că este o fată foarte serioasă și cu minte. Este o fată liniștită și noi toți am remarcat-o ca pe o fată credincioasă în biserica noastră. Ne bucurăm de ei. Ne bucurăm de viitorul lor împreună cu Dumnezeu și sperăm că toate așteptările pe care ei le au vor fi împlinite pentru că Domnul este stăpânul lor. Astăzi aș vrea să spun o predică pentru nunta lor și m-am bucurat de cuvântul pe care Domnul l-a avut prin omul lui Dumnezeu care a rostit primul cuvânt în serviciul de căsătorie. Predica mea se numește Asemănători și totuși diferiți. Nu este ușor să remarcăm că sunt diferiți. Adi e îmbrăcat în negru, Monica în alb. Adi are părul scurt, Monica are părul lung. Adi nu are buchet, Monica are buchet. Adi are cravată și putem remarca foarte multe diferențe. Sunt și asemănări. Scopul acestei predici este să prezinte măreția proiectului divin, măreția proiectului divin de familie, familie în care doi oameni diferiți, bărbați și femeie, devin una în legământul căsătoriei și sunt fericiți. Familia este cel mai puternic tip de relație din experiența oamenilor. Noi suntem martori la un proces de redefinire a familiei și a valorilor ei, a conceptului de familie, însă avem Cartea lui Dumnezeu la îndemână care ne învață ce a fost familia la început. În această junglă a ideilor și ideologiilor umane, doar înțelegerea Scripturilor și doar cunoașterea lui Dumnezeu ne poate ajuta să fim oameni și să facem parte dintr-o familie adevărată. În Noul Testament, cuvântul pentru familie, patria, este folosit doar de 3 ori. Odată în Luca 2:4, odată în Faptele Apostolilor 3:5 și pentru ultima oară în Efeseni 3:15. Ideea de familie, de casă, este folosită de foarte multe ori. Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, în primul capitol, prezintă asemănările dintre bărbat și femeie. În capitolul al doilea, prezintă diferențele dintre bărbat și femeie. Egalitatea în statut dintre bărbat și femeie nu înseamnă egalitate și în funcție. Având aceeași natură, bărbatul și femeia sunt la fel. Având roluri diferite,
Bărbatul și femeia sunt diferiți. Asta înseamnă că, privind în Biblie, înțelegem că suntem în fața unui paradox. Bărbații și femeile sunt la fel, dar sunt diferiți. Acesta este conceptul lui Dumnezeu. În ce fel sunt asemănători? Sunt asemănători în natură. Câteva exemple. Au același creator, pe Dumnezeu. Ambii fac parte din aceeași specie umană. Nimeni nu mai este ca omul. Amândoi sunt făcuți din același material. Este copilărească intenția de superioritate a unuia dintre ei. Amândoi sunt egali în valoare, în potențial și în destin. Amândoi au trăit în același loc și au avut aceleași oportunități la început în Eden. Și amândoi au avut părtășie cu Dumnezeu întâlnindu-se cu El în răcoarea dimineții. Acestea sunt câteva dintre asemănări. Care sunt diferențele? Diferențele sunt multe. Feminismul și conceptul de unisex al generației noastre încearcă să le acopere. Evident că nu vor reuși. Prima diferență este diferența prin ilustrarea unirii în familie. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, voi explica faptul că în principiile familiei, pe care Dumnezeu vrea să le explice oamenilor, folosește ca și Mântuitorul Iisus Hristos o comparație. Ar fi foarte greu să explic bunicii mele ce este ăla submarin, dar pot să explic că submarinul este ca un pește. Și dintr-o dată, ea își imaginează probabil un pește foarte mare din tablă care are motor. Ar fi foarte greu să explic ce e la avion dacă n-a văzut niciodată unul, dar pot să explic că este asemenea unei păsări. Și dintr-o dată se conturează ideea de avion, altfel abstract, ar fi foarte greu. Când Dumnezeu a vrut să le prezinte oamenilor conceptul de familie din perspectiva sa, a avut nevoie de o comparație și a oferit comparația Hristos-Biserică. Și priviți cum procedează Dumnezeu. Soții sunt comparați cu Hristos și soțiile cu Biserica. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica. Soții sunt comparați cu capul, partea superioară a unui corp, iar soțiile sunt comparate cu restul corpului, cu trupul. Căci bărbatul este capul nevestei, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Apoi, soților li se poruncește să-și iubească soțiile cum a iubit Hristos Biserica. Și soțiilor li se poruncește să fie supuse soților după cum Biserica este supusă lui Hristos. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica. Sau, și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Autoritatea lui Hristos față de biserică nu este dominantă, ci slujitoare. De aceea soții trebuie să-și conducă soțiile, nu să le domine. Asta spune Evanghelia, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Apoi, supunerea bisericii față de Iisus Hristos nu este silită, constrânsă, ci voluntară, liber aleasă. Tot la fel, soțiile trebuie să fie supuse soților lor din dragoste, înțelegând că este oportunitatea lor de a împlini voia lui Dumnezeu. În partea aceasta din Scriptură pe care am citit-o, se face diferența între conducerea plină de dragoste a soțului, care se aseamănă cu Iisus Hristos, și supunerea voluntară a soției, care se aseamănă cu Biserica. Prin învățătura acestui pasaj, căsătoria nu e dictatură, dar nu e nici democrație. Ea este teocrație, pentru că este ideea lui Dumnezeu prezentată oamenilor, adică familia. Biblia subliniază faptul că soțul nu este chemat să-și domine soția, ci să o conducă. Iar soția
nu este chemată să fie inferioară soțului, ci doar să îi se supună în mod conștient și voluntar. Prin comparația pe care Biblia o face între Hristos și soț, prezintă complexitatea responsabilităților soțului, respectiv să-și conducă soția, dar în egală măsură să o iubească. Dacă o va conduce fără să o iubească, atunci el o va domina. Să o supravegheze, dar să o sfințească, altfel o va domina. Să o călăuzească, dar să se jertfească pentru ea, altfel o va domina. Prin comparația pe care Biblia o face între biserică și soție, prezintă complexitatea responsabilităților acesteia. De pildă, ea trebuie să-și ajute soțul sau dar și să-l respecte. Dacă nu-l va respecta, atunci îl va domina. Să-și inspire soțul, dar și să-l asculte. Dacă nu-l va asculta și doar îl va inspira, ceea ce va ieși este faptul că îl va domina. Să-și completeze soțul, dar să-l urmeze. Dacă nu-l va urma, îl va domina. Pentru că obiceiul feminin al generației mele este pentru femei să se lupte cu soții lor în ceea ce privește dreptul de a conduce familia. Lupta este cea mai des întâlnită atitudine în rândul femeilor care împărtășesc conceptul feminist. A doua diferență pe care o întâlnim în Scriptură este diferența prin manifestarea responsabilităților soțului pentru soția lui. Și cea mai evidentă este iubirea, iar aceasta le însumează pe toate celelalte. În timp ce Scriptura spune soției să se supună soțului, Scriptura îi cere soțului să-și iubească soția. Întotdeauna și eu, ca cei mai mulți dintre toți ceilalți bărbați, m-am întrebat cum anume trebuie un soț ideal să-și iubească soția. Răspunsul este în Biblie. Toate celelalte sunt păreri omenești care conțin mai mult sau mai puțin adevăr. Privind în Biblie, înțelegem cel puțin 3, 4, 5 lucruri. Primul dintre ele, cum să-și iubească un soț soția? Imitând modelul lui Hristos. Așa spune Biblia. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos pe biserică. Uită-te în Biblie și încearcă să înțelegi cum a iubit Hristos biserica și pur și simplu imită-L pe Hristos și în aceeași manieră iubește-ți nevasta. Dacă Hristos a avut succes prin metoda pe care a folosit-o iubind biserica, și un soț va avea succes să iubească o singură persoană, pe soția lui. Soțul trebuie să-și iubească soția exact cum a iubit Hristos biserica. Apoi, cum trebuie să-și iubească un soț soția? Imitând sacrificiul lui Hristos, nu doar modelul său. Și s-a dat pe sine pentru biserică. Hristos a murit pentru biserică. Este ciudat că iubirea lui față de biserică l-a dus până în punctul în care n-a putut să o mai iubească altfel decât să moară pentru ea. Adi, de milioane de ori va trebui să mori, dar nu la propriu, ci la figurat. La propriu vei muri o singură dată, niciunul dintre noi doi nu știe când, oricum cândva în viitor. Dar va trebui să mor de foarte multe ori, renunțând, lăsând să moară o parte din tine care nu ar fi murit dacă Monica nu ar fi fost soția ta. Va trebui să plătești, în calitate de lider, luxul de a fi căsătorit. Eu nu știu nicio relație mai frumoasă decât relația de căsătorie, dar nicio relație mai grea și mai pretențioasă ca și relația de căsătorie. Pentru că atunci când o lași pe această fată să te iubească în calitate de soție, pur și simplu îi vei da dreptul să vrea orice lucru pe care tu trebuie să-l împlinești. Multe lucruri vor trebui să moară, multe ambiții, se va schimba stilul tău de viață în multe feluri. Va trebui să renunți la multe lucruri, de acum încolo va trebui să te consulți cu ea când faci o decizie. Va trebui nu neapărat să-i ceri voie, dar să împărtășești cu ea ce ai de gând să faci.
Dacă vei reuși să faci lucrul acesta, o vei convinge că o iubești. Dacă vei face ce vrei, dacă o vei domina, dacă o vei lăsa să plângă în timp ce printr-o simplă vorbă sau printr-o simplă mângâiere ai putea să transformi plânsul ei în zâmbet, să știi că nici pe ea și nici pe mine nu ne vei convinge că o iubești. O vei iubi atunci când vei face să moară părți din tine pentru ca ea să fie fericită. Trebuie să te dai pe tine pentru ea. Trebuie să te sacrifici pe tine pentru ea. Iubirea te sacrifică. Hristos a părăsit cerul. A venit într-o coajă de nucă, așa ca și corpul uman, s-a născut într-un grajd. Hristos a făcut om ca să ne poată îndumnezei pe noi biserica. El a suferit mult. Soțul este chemat să-și iubească nevasta, indiferent câte defecte are ea, indiferent câte cuvinte spune într-o zi, indiferent câte pretenții are ea. Numai iubirea ta o poate vindeca pe ea de defectele care le are. Cearta ta nu, ambițiile tale nu și nicio altă metodă omenească și mai ales masculină nu, ci doar iubirea ta. Iubirea este medicamentul care vindecă soția. Eu știu că tu înțelegi acum cât poți înțelege în timpul acesta. Să fiecare experiență în calitate de soț pe care o vei avea de aici înainte te vor ajuta să dezvolți ideea aceasta, nu să o înțelegi teoretic, ci să o experimentezi practic. Atunci vei înțelege cum ne-a vindecat Dumnezeu pe noi, doar iubindu-ne. Eu am consumat alcool, am fumat și am făcut multe prostii fiind în lume. Nu m-am născut într-o familie de credincioși. Singurul motiv care m-a determinat să mă convertesc la pocăință a fost dragostea lui Dumnezeu. Am simțit că e așa de mare încât nu mai pot trăi fără ea. Și am simțit că sunt chemat să o imit. Dragostea este cel mai mare motivator care există în lume. Dacă vrei să o îndatorezi pe soția ta, iubește-o. Apoi, imitând scopul lui Hristos, Biblia spune ca să o sfințească. De ce trebuie să iubească Hristos biserica? Ca să o sfințească. De ce trebuie bărbatul să-și iubească soția? Ca ea să se dezvolte. Cel mai puternic nutritiv, cea mai puternică vitamină, cea mai hrănitoare atitudine a unui soț este atitudinea de a-și iubi nevasta, de a-și iubi soția. Asta o crește, o dezvoltă. E ușor pentru mine să văd în biserică un copil care este dominat de părinți și care are un complex de inferioritate. Tot la fel este ușor să identific o femeie care este frântă în inima ei și probabil frângerea aceasta e o moștenire din casa părinților ei sau este o consecință a frângerii din familia ei în calitate de soție. Este ușor să vezi o femeie frustrată, să o identifici, să-i vezi frustrarea, neîmplinirea, căutarea neîmplinită, așteptarea ei frântă. Este ușor. O femeie care nu este iubită este o femeie nefericită. Poate să fie moțată și vopsită și împodobită și să conducă toate mașinile din lume. Ceea ce dă demnitate unei soții este iubirea soțului. Iubirea nu poate fi înlocuită cu bani, cu cetățenia americană, cu nimic, pentru că așa a programat Dumnezeu rotițele din mecanismul familiei. O soție trebuie iubită, ea se hrănește cu iubirea, ea respiră iubirea, ea se, dacă îmi permiteți expresia aceasta, iertați-mă pentru ea, se bălăcește în iubire. Iubirea este absolut indispensabilă, este necesară, dar este și suficientă. Apoi, cum să-și iubească un soț soția imitând modelul, sacrificiul, scopul lui Dumnezeu, al Domnului Iisus față de biserică, dar și gândind cu mintea, nu cu inima? Bărbații n-au voie să gândească cu inima. Ori de câte ori gândesc cu inima, greșesc. Inima nu ne-a fost dată să gândim cu ea. Biblia ne spune prin Petru, bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune, nu cu sentimente. Când vei simți cu sentimentele că nu mai poți iubi, folosește-ți mintea și spune așa, o iubesc pentru că e soția mea, nu trebuie să merite. Soția nu trebuie să merite ca să fie iubită, Adi. S-ar putea să ai probleme cu afirmația mea și eu aș fi avut la momentul de dinaintea căsătoriei. Însă astăzi știu,
cum știu că mă cheamă Luigi Mițoi, că soția mea nu trebuie să merite pentru că eu să o iubesc. A o iubi este obligația mea, indiferent de cum se poartă ea. Pentru că eu am făcut din ea soția mea, eu am misiunea să o iubesc. Sigur că voi avea multe dificultăți în manifestarea misiunii, dar este problema mea să spun la sfârșitul vieții tetelestai, adică misiune îndeplinită. Nimeni nu trebuie să reușească să mă oprească în a-mi iubi soția, în a-L iubi pe Dumnezeu, în a-L iubi, îmi am iubi inclusiv vrășmașii mei. E misiunea mea să iubesc. Nu pot să-mi iubesc vrășmașii la nivel emoțional. Simt altceva pentru ei, nu dragoste. Dar trebuie, și atunci îi spun în mintea mea, tu trebuie să-L iubești pe omul acesta, e făcut de Dumnezeu, iar stăpânul ți-a dat această misiune. Du-te și fă-o! Dacă reușesc să iubesc un vrășmaș, am ajuns atât de jos să nu mai îmi pot iubi soția? Este mizerabilă atitudinea de a găsi argumente și justificări pentru un bărbat că nu-și mai iubește nevasta, după ce a refuzat 3 miliarde de fete ca să o aleagă pe aceasta de nevastă. Este misiunea ta să gândești cu mintea și să spui trebuie și dacă trebuie, cu plăcere. Soțul va urmări ce trebuie, nu ce simte. Atunci când face ce simte, există adulter, există infidelitate, există dependență de toate prostiile pământului. Un bărbat care are minte o va folosi. În ultimul rând, diferențele pe care le observăm, pe care Biblia le pune în evidență, se manifestă prin responsabilitatea soției față de soțul ei, respectiv supunerea. Acesta este un concept care provoacă dezgust în mentalitatea feministă, pentru că nu este înțeles și pentru că este procesat de inimi îngânfate și mândre până la refuz. Și nu este procesat de, o inimă născută din nou, care este obișnuită cu a fi rob al lui Iisus Hristos, cu a servi pe oameni, cu a iubi pe alții ca pe tine. O femeie creștină nu este ofensată de misiunea ei de a fi supusă bărbatului ei. Pentru că n-a fost ofensată nici de a fi supusă părinților ei și nu e ofensată nici de a fi supusă lui Dumnezeu. Noi toți suntem supuși, eu mă supun poliției, dacă vine spatului meu Nino Nino, trag pe dreapta. Că mă grăbesc, că îmi place, că nu-mi place, mă supun. De ce ne supunem poliției? Pentru că are pistol doar, dacă nu ar avea. Am mai trage pe dreapta când ne spune să facem lucrul acesta? În lumea aceasta trebuie să ne supunem. Una dintre autoritățile față de care soția trebuie să se supună este soțul ei. Dacă nu o face, asta vorbește despre caracterul ei. Cea mai înaltă atitudine de caracter la un bărbat este capacitatea de a-și manifesta practic și consecvent iubirea față de doamna lui. Cea mai înaltă atitudine a unei femei care îi dă demnitate și care o împodobește pe dinăuntru este să fie supusă soțului ei. Chiar dacă nu câștigă atâția bani cât ea, chiar dacă nu are studiile pe care ea le are, chiar dacă, și lista poate continua, bărbatul nu trebuie să merite pentru ca soția să fie supusă. Este mandatul ei între ea și Dumnezeu. Excepție fac doar atitudinile când bărbatul îi cere să facă lucruri pe care Dumnezeu spune ca ea să nu le facă. Nu vreau să dau exemple pentru că nu-i timpul potrivit. Aș vrea doar să spun altceva. Aș vrea să spun că supunerea soției este explicată de Moise în primele 5 cărți ale Bibliei, prezentând originea femeii. Și prezentând originea femeii, Moise explică de ce trebuie să fie soția supusă. Și uitați ce spune Moise. 1. Soția a fost făcută dintr-un material diferit de bărbat. Ea este făcută din bărbat, în timp ce bărbatul e făcut din pământ. 2. Soția a fost făcută pentru un scop diferit. Ea a fost făcută pentru bărbat. Bărbatul n-a fost făcută pentru ea, n-a fost făcut pentru ea. Biblia ne spune că femeia a apărut pe scena istoriei ca să-i fie lui ajutor potrivit. Ori de câte ori își va părăsi misiunea, ea devine inutilă în fața lui Dumnezeu și ne-necesară. Orică moare, orică trăiește, oricum e inutilă. Înaintea lui Dumnezeu, acesta este rolul ei, să fie supusă soțului ei în calitatea ei de soție.
Apoi, soția a fost făcută într-un timp diferit, dintr-un material diferit, cu un scop diferit și într-un timp diferit. Ea a fost făcută după ce bărbatul a fost făcut. În concluzie, ea a fost făcută din bărbat, pentru bărbat și după bărbat. Moise spune asta în Originea femeii. 2. Supunerea soției este explicată și de Pavel, nu doar de Moise. Și ce explică Pavel? Pavel explică următorul lucru. Femeia a fost amăgită de șarpe în Eden când a mâncat din fructul oprit. Adam nu a mâncat amăgit. Adam a mâncat conștient. El n-a fost păcălit. Femeia când a mâncat a fost păcălită să mănânce. Adam nu a fost păcălit. Adam a mâncat conștient. El a ales să mănânce pentru ca să rămână cu ea. Ea a ales să mănânce pentru că a crezut că va deveni inteligentă ca Dumnezeu, că așa a păcălit-o diavolul. Așa spune Biblia, am să citesc. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Nu Adam a fost amăgit. Adam nu a fost amăgit. Adam a fost convins de femeie. Lumea e condusă de bărbați. 1. 2. Bărbații sunt conduși de femei. Asta nu spune Biblia. Asta citim printre rândurile versetelor din Biblie. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită, făcându-se vinovată de încălcarea poruncii. Apoi, Pavel mai spune încă un lucru. Supunerea femeii față de soț exprimă supunerea ei față de Dumnezeu. Nici o femeie de pe planeta Pământ nu poate dovedi că e supusă lui Dumnezeu atâta timp cât se revoltă împotriva soțului. E ca și cum eu spun că am mâini, dar ori de câte ori am nevoie de ele, o rog pe Carmen, soția mea, ajută-mă să mă șterg la gură. Păi da, ai mână, șterge-te singur. Nu am, doar afirm că am. Orice soție care nu dovedește că e supusă lui Dumnezeu, dovedește și faptul că nu-i supusă soțului. Și orice femeie care dovedește că nu-i supusă soțului, să știți bine și lămurit. Că în inima omului nu vede nimeni, că nu suntem de sticlă, dar vedem atitudinile. Și răzvrătirea față de bărbat este sinonimă cu răzvrătirea față de Dumnezeu. Punct. Așa spune Evanghelia. Sigur că oamenii nu țin cont de Evanghelie. Ei au dreptul acesta până la judecată. Soția trebuie să se supună de bună voie autorității soțului, care o slujește din dragoste. După cum biserica de bună voie trebuie să se supună lui Hristos, care o slujește din dragoste. Aș vrea să vă întreb, cum se numește o biserică care se răzvrătește împotriva Bibliei? Apostată. Răzvrătită. Cum se numește o soție care se răzvrătește împotriva soțului? Tot timpul Biblia compară atitudinea soției cu a bisericii, a soției față de soț cu a bisericii față de Hristos. Eu știu ca și dumneavoastră că aceste cuvinte nu se potrivesc pentru milioane de soții care sunt mândre, arogante, răzvrătite și nesupuse. Eu știu că aceste cuvinte, să-ți iubești soția, nu se potrivesc pentru milioane de bărbați care sunt mândri, needucați, ignoranți și necredincioși față de Dumnezeu. Oameni care vin la biserică, oameni care citesc din Biblie, oameni care au auzit despre poruncile lui Dumnezeu, dar viața lor practică este departe de aceste porunci ale Creatorului. Este dreptul nostru să facem ce vrem cu viața noastră. Este dreptul lui, la sfârșit, să ne pună notă. Și în funcție de nota aceea, să ne trăim veșnicia într-un loc sau în altul. Supunerea soției este explicată și de Petru. Uitați ce explică el. El explică următorul lucru. Că cea mai influentă atitudine a soției față de soțul ei este pur și simplu supunerea. Am stat să înțeleg cum vine asta. Nici o soție nu te poate convinge, câștiga, constrânge, influența mai mult decât atunci când îți este supusă. Cum vine asta? Nu știu. Nu are logică. Revelația nu este explicată, este doar revelată. Așa spune Petru și am să vă citesc din Scriptură. 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu vor să asculte prin cuvântul vostru, vor asculta prin supunerea voastră. Poftim! Monica,
dacă vreodată vor fi lucruri în viața voastră de familie în care vei vedea că Adi nu se duce într-o direcție bună, vei încerca să-l convingi aducând argumente și să presupunem că nu vei reuși. Vei încerca să repeți și el va spune, nu mă cicăli. Pentru că dacă îi spui odată, îl informezi, dacă îi spui de două, îi aduce aminte, dacă îi spui de trei, îl cicălești. Și dacă vei țipa, va spune, tu ești femeie pocăită, cânți la cor și nu poți țipa. Și atunci îți mai rămâne o singură atitudine prin care îl poți convinge. Pur și simplu să te supui lui. Asta îl va îndatora. Cum față de tine, iubirea lui contează, tot la fel față de el, supunerea ta contează. Dacă vei ieși de sub autoritatea aceasta, să știi că își va chinui inima iubind o soție care e greu de iubit, o femeie foarte complicată, limbută, rea de gură, fii supusă și vei fi o femeie iubită și fericită. Omul acesta va trăi pentru tine, te va respecta, nu va fi obligat să te accepte, ci te va accepta ca o pornire a inimii lui. Un soț iubește ușor soția lui când este supusă și nu o iubește deloc, sau dacă e un creștin disciplinat, o iubește cu dificultăți când nu este supusă. Supunerea ta te face iubită, te face plăcută, te face grațioasă pentru domnul tău bărbat. Cultivă în viața ta față de el această atitudine de respect. Când nu merită, tu poartă-te la fel că e între tine și Dumnezeu. Să nu-i reproșezi, nu mai meriți, nu mai sunt supusă. Tu nu ai dreptul să faci asta. E ca și cum spui, nu mai meriți, de acum încolo nu o să mai spun adevărul. A spune adevărul e o problemă de caracter pentru tine. A fi supus e o problemă de caracter pentru tine. Nu e între tine și el, este între tine și Dumnezeul tău. Supunerea soției se exprimă potrivit teologiei lui Petru prin stilul ei de viață. O să citesc versetul 1. Se exprimă prin purtarea ei, prin purtarea nevestelor, așa spune Biblia. Se exprimă prin puritatea ei, felul vostru de trai curat și în temere. Asta înseamnă supunere. Purtarea ta, stilul tău de viață, prioritățile tale, podoaba să nu fie cea din afară, ci cea dinăuntru. Asta înseamnă că și în afară e o podoabă, da, dar să nu întreacă pe cea dinăuntru. Moțate, dar neevlavioase, nepocăite, nesmerite, nemodeste, doar moțate. Nu. Podoaba din afară să fie în urma podoabei dinăuntru. Asta spune Petru. Și apoi, echilibru, felul vostru de viață și în temere, nu frică, ci echilibrat față de soțul tău. De ce trebuie să se supună soția soțului? Spun trei lucruri și închei. Primul dintre ele, pentru că supunerea este un concept al împărăției, pentru că iubirea este un concept al împărăției. Trăim într-o împărăție, prin nașterea din nou, unde există conceptul de iubire și de supunere. Pentru că există acest concept, trebuie să-l împlinești. Scriptura spune următorul lucru. Familia, Adam, Eva, toate acestea, iubirea soțului, supunerea soției, toate acestea sunt ideile lui Dumnezeu. Nu au fost ideile noastre Adam, Edenul, oamenii, viața, a mânca de trei ori pe zi, nu neapărat de trei ori, când ți-e foame și când ai ce, a dormi, a îmbătrâni, a te îmbolnăvi, a muri, toate acestea nu sunt ideile noastre. Iubirea soțului nu e ideea noastră, supunerea soției sunt concepte ale împărăției în care am intrat. Noi când am fost aprobați să stăm în America, nu ne-am apucat noi să schimbăm Constituția lor. Biblia ne spune că Hristos este supus lui Dumnezeu Tatăl, așa spune Biblia. Bărbatul este supus lui Hristos, soția este supusă soțului. V-ați gândit vreodată că atunci când soțul îl ascultă pe Hristos și își iubește nevasta la porunca lui Hristos, el de fapt se supune lui Hristos. De aceea un soț își iubește nevasta când e greu de iubit, pentru că Hristos i-a poruncit să o iubească. Asta este supunere. Supunere față de el. Că dacă n-ar fi Dumnezeu, am folosit noi și alte metode pe care le folosesc oamenii care nu se tem de Dumnezeu. Își constrâng nevestele ca pe copii, cu bătaia, cu pedepsele. Și lista poate continua.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, căci, fiindcă, pentru că, bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Al doilea gând, pentru că bărbatul a primit de la Dumnezeu mandatul, oficiul, poziția de cap al familiei. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, cuvântul cap este kefale și înseamnă autoritate. Dumnezeu a dat această autoritate soțului, dar asta nu-l face superior, ci doar responsabil. De ce trebuie soția să fie supusă? Pentru că e un concept al împărăției și pentru că Dumnezeu a dat bărbatului ei kefale, autoritatea. Dumnezeu i-a dat. Dacă eu sunt în mașină cu un alt bărbat și el nu are permis de conducere și eu am, cine are dreptul să conducă mașina? Cel care are permis de conducere. Poate să o conducă și celălalt? Poate. Dar dacă vine legea, legea va acționa cu amendă. Poate soția să conducă? Poate. Poate să-i spună, taci-mă din gură că și așa nu te pricepi. Poate să-i spună asta. Mai e o femeie supusă dacă face asta? Nu. E nesupusă, e arogantă, este nenăscută din nou, este imatură, deși vine la biserică. Trebuie să se disciplineze bărbații să-și iubească soțiile, pentru că iubirea nu e un sentiment decât în luna de miere. Trebuie să se disciplineze femeile să fie supuse, pentru că altfel sunt supuse înainte de a merge la magazin. Doar. Iubirea bărbatului și supunerea femeii sunt discipline spirituale pe care oamenii născuți din nou le practică o viață întreagă și niciodată nu ajung la desăvârșire. Așa sunt bărbații evlavioși și așa sunt femeile evlavioase. Conjuncția aceasta căci demonstrează, creează o relație de cauză și de efect. Bărbatul este capul soției căci Hristos este capul bisericii. În concluzie, dragi miri, aș vrea să vă amintesc faptul că, deși familia este opera lui Dumnezeu, căsătoria este proiectul lui Dumnezeu, fericirea din familie nu depinde de Dumnezeu, pentru că ceea ce a depins de El a făcut. Dumnezeu a pus down payment-ul de mult. Depinde de noi să plătim acum ratele lunare, mortgage-ul în fiecare lună. Cum? Adi, iubește-ți nevasta. Fă din asta o prioritate a vieții tale. Iubește-o pe Monica în fiecare zi. Disciplinează-te, roagă-te pentru asta. Cultivă-ți caracterul de a o iubi. Este aleasa inimii tale. Te-ai gândit mult timp și până la urmă te-ai hotărât că ea va deveni soția ta. Acum, împreună cu Monica, primești și responsabilitatea. Iubește-o pe această persoană până când pui mâinile pe piept. Iubește-o cu demnitate și vei primi beneficii uriașe și din cer și de pe pământ. Monica, respectă-ți bărbatul. Nu te comporta ca alte femei care nu-și cinstesc bărbații, care îi disprețuiesc, care îi vorbesc de rău, care îi bârfesc la prietene, care prin atitudinea și verbalizarea gândurilor lor se vede că sunt arogante și nu-și respectă bărbatul. Să nu faci așa. Cinstește-ți omul, pentru că în felul acesta demonstrezi că îl cinstești pe Dumnezeu. Asemănarea dintre soți îi face identici. Diferențele dintre soți îi face complementari, adică tu îl completezi pe el și el te completează pe tine. Amândoi sunteți un om unit în Hristos după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte de actul cununiei vom asculta un solo, sora Alina Laza. De fibor ploi
soare, rămâneți unu-ndoi. Vă veți aduce aminte ce astăzi veți jura, să mergeți Domnul pururea. Vă veți aduce aminte ce astăzi veți jura, să mergeți înainte cu Domnul. Pe drumul căsniciei, de azi voi veți pleca spre portul veșniciei, de mâna veți zbura. Vă veți Cerescul nostru, Părinte, în cer vă va aștepta cu drag. Ce frumoasă este viața cu Dumnezeu! Slavă Lui pentru că ne-a creat, ne-a iubit, ne-a mântuit, a călătorit cu noi în lumea aceasta plină de dificultăți
și împodobește existența noastră cu sărbători și cu prezența sa. Domnul să fie lăudat. Am ajuns aproape de încheierea serviciului divin, frați și surori, stimați nuntași, și vrem să procedăm la rugăciunea de binecuvântare pentru miri. Astăzi este 22 septembrie și este nunta lui Adi și Monica. Scumpii mei, vă invit respectuos să vă ridicați și să veniți aici în fața amvonului și împreună cu pastorul Dinu Pop vom săvârși lucrarea aceasta de cununie.